Mulțumim pentru prezență, ne simțim foarte bine ca între prieteni aici, la această întâlnire, la această conferință de presă a Partidului Pro-România. Câteva, două, trei subiecte care, în opinia noastră, ar trebui să fie la ordinea zilei. Unu, sâmbătă și duminică au fost două acțiuni la București în ceea ce privește organizarea alegerilor europarlamentare în ziua de sâmbătă și duminică lansarea candidaților. La ce înseamnă partea de organizare, există în momentul de față o tendință de sau o dorință mare de a încerca să se scoată un rezultat foarte bun la nivelul întregului partid. De aceea și noi încercăm să facem toate eforturile, chiar dacă trebuie să recunoaștem că organizația este destul de mică numeric. Credem noi că, din punct de vedere calitativ, corespunde standardelor actuale pentru începutul unei campanii electorale. Deci revin la idee, se dorește ca targetul la nivel național să fie un rezultat care să înceapă cu cifra 1. Deci ceea ce înseamnă peste 10%. Să sperăm că este un obiectiv de atins, să sperăm că și noi vom fi pe undeva acolo la medie, dar tot ceea ce vorbim acum este... Sunt numai supoziții, sunt, eu știu, niște evaluări care se fac mai mult pe starea emoțională din momentul de față. Vom vedea clar ce se va întâmpla pe data de 26 mai, atunci când, cot la cot, mai multe partide vor intra în luptă pentru ocuparea cât mai multor fotolii de europarlamentar. Pentru fiecare în parte, bineînțeles că la un loc sunt 33 pentru toată lumea. Un alt subiect foarte pe scurt, ne-am deplinit targetul la ceea ce însemna strângerea de semnături pe județ, de aceea poate că v-ați întrebat de ce n-am mai făcut conferințe de presă. Revenim la aceeași idee, fiind numeric destul de puțin, a trebuit să alergăm destul de mult ca să ne facem acest target. E prietenul meu Marian aici, care pe Giurgiu s-a chinuit și a reușit să strângă un număr destul de bun de semnături, peste 5.000, restul au fost din județ. Ne-am îndeplinit targetul până în momentul de față și ca acoperire a secțiilor de votare din județ, cele 245 de secții de votare, deci vom avea reprezentant în fiecare secție. Nu ni l-am îndeplinit până în momentul de față, sperăm că mai e ceva timp până la alegeri, în ceea ce înseamnă constituirea de organizații la nivelul întregului județ. Spuneam că până în 26 mai am dorit să avem pe undeva la jumătate din numărul total de localități, să constituim organizații în mai mult de jumătate din localitățile din județ, adică mai mult de 27. Până în momentul de față nu avem decât 21, așa că mai avem de muncă, mai avem vreo să mai găsim 6 persoane care ar dori să se implice alături de noi în munca pe care o avem de făcut și să încercăm să construim ceva în județ, ceva solid, bineînțeles, și pe forțe proprii. Îl las pe Marian să vă spună câteva cuvinte în același sens și o să revin cu încă un subiect pe scurt. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați venit astăzi la conferința noastră. Spunea mai devreme domnul Stănișteanu că în perioada precedentă am avut o acțiune intensă de strângere de semnături. Ea s-a încheiat cu succes la nivelul municipiului Giurgiu, grație echipei de la Organizația Municipală, din rândul căreia fac parte și colegii care activează și la Organizația Județeană, evident. A fost o echipă care a muncit foarte mult în perioada asta și cu acțiuni stradale, din casă în casă, din apartament în apartament, pur și simplu, cu corturile acelea amplasate,
Pur și simplu, așa cum toată lumea știe, pe căile absolut legale, am reușit să strângem un număr important de semnături. Eu, sincer să fiu, am fost ușor depășit în așteptări. Nu credeam că putem să facem atât de multe, să strângem atât de multe semnături, dar am reușit până la urmă și ăsta este un lucru foarte important pentru noi. Nu o să spun, așa cum au mai spus colegi de la alte grupări politice, că sunt și intenții de vot, că pe noi dorește lumea să ne voteze într-un număr de aproximativ 10.000. Mi-aș dori din tot sufletul să fie așa, dar eu știu și sunt un om serios și spun că sunt doar pur și simplu semnături pentru a ne permite să luăm startul în această competiție electorală. Mi-ar plăcea ca și colegii mei să facă această precizare și să nu lase o urmă de îndoială asupra acestui eveniment. Așadar, este pur și simplu doar o semnătură pentru a participa. Mi-ar plăcea să fie chiar și o intenție de vot și să se concretizeze printr-un vot, dar asta e cu totul și cu totul altă poveste. Vom vedea dacă se va întâmpla așa. Îmi felicit echipa cu care am lucrat, felicit pe toți colegii mei pentru tot ceea ce au făcut în perioada aceea și dacă au fost câteva zile mai relaxante, nu peste multă vreme vom reintra în turație maximă pentru că începe campania pentru alegerile europarlamentare și tot această echipă mică, dar inimoasă, va trebui să ducă greul și să ducă mesajul de la centru în teritoriu. Speranța noastră este ca oamenii într-adevăr să vadă în Pro-România un partid asupra căruia merită să te apleci, să asculte cu atenție mesajele pe care noi le transmitem. În această perioadă sunt mesajele centrului și mai puțin ale noastre, pentru că așa e normal să se întâmple. Și având în vedere faptul că în capul listei Pro-România se află unul dintre cei mai performanți europarlamentari pe care România i-a avut, mă refer la doamna Corina Crețu, eu cred că echipa Pro-România are aturile necesare ca să convingă alegătorii că trebuie să primească votul lor. Tot în această perioadă am făcut parte din delegația Pro-România care a vizitat Parlamentul Europei. Am fost în urmă cu o săptămână la Bruxelles. Iarăși îmi fac mea culpa, nu sunt un om care postează fiecare pas pe care îl face și de aceea poate unii dintre colegii mei mă mai ceartă câteodată, dar nu sunt un postac, așa cum mai zic eu uneori. Important este că am fost acolo, am vizitat, am avut un schimb de experiență foarte interesant și fără să fiu deloc lipsit de modestie, pot să spun că nu era o lume chiar atât de departe de concepția mea de lume și de seriozitate. Am văzut lucruri foarte, foarte frumoase și mă bucur că atunci când susțin în tot ceea ce fac eu seriozitatea, profesionalismul și respectarea regulilor în general, nu sunt deplasat, ci dimpotrivă am văzut că și acolo lucrurile stau așa. Vom vorbi poate vreodată și despre detaliile acestei experiențe. Eu sunt bucuros că am fost acolo, am vizitat, am văzut și pot să spun, dacă vreodată voi fi întrebat, și cu ce m-am întors de acolo. Cam asta s-a întâmplat. Cu acest mesaj vreau să închei. La evenimentul din weekendul precedent am remarcat un lucru pe care domnul Mihai Tudose l-a spus. Mi s-a părut unul de un echilibru extrem de important și vreau să-l transmit tuturor. Ne propunem ca Partidul Pro-România să rămână partidul care va convinge pe cei nehotărâți până acum să intre în joc, să intre la urne și să-și manifeste până la urmă intenția de vot. Este tot ceea ce încercăm noi să facem, de aceea puțin probabil că ne veți vedea angrenați în cancanuri. Ăsta este mesajul. Dacă aveți întrebări, vă mulțumesc.
Și aș avea o completare aici, pentru că a adus în discuție, Marian, pe fostul premier Mihai Tudose, a mai zis o pildă foarte drăguță, foarte simpatică. Și poate nu știați până acum, fac paranteza, știți că a avut o problemă de sănătate de curând și, mă rog, sper eu, cel puțin sper să fi trecut peste ea cu brio. A doua viață începe atunci când își dă seama că are decât o viață. Nu știu, mi s-a părut interesant. Adică omul, dacă a trecut până necazul ăsta, știi, nu doresc nimănui să-mi treacă până niciun necaz de acest gen, dar îți dai seama, mă, frate, n-am decât o singură viață, că uite cum era să dau mâna cu cine nu trebuie. E, de multe puncte de vedere, așa, un tip mai special. Mă rog, bine că a trecut peste acel eveniment. Ce vreau eu să vă mai aduc la cunoștință, să vă aduc la cunoștință, mai mult să comentez așa în nu știu cum, într-o situație din asta hilară, mi s-a părut mie, evenimentul de ieri. L-ați văzut cu toții, bine că n-am fost la fața locului, bine că l-am văzut decât la televizor, pentru că altfel chiar nu-mi dau seama cum aș fi comportat dacă aș fi fost la în alta curte, acolo unde a fost prezent marele bărbat al țării, bărbatul neamului nostru, eu i-a spune berbant, parcă sună un pic mai bine, a se citit Dexul, de cei care nu cunosc termenul, și când l-am văzut cu atâția susținători, cu atâta gardă de cor făcută de jandar, parcă mi-a venit așa să râd, un al treilea om în stat care nu este măcar în stare să mai iasă pe o stradă fără să fie înconjurat de o protecție. Jenant! Jenant, acel om care acum 2 ani și jumătate de zile își ia la toate televiziunile și spunea cât de bine o să o ducem, câte mări se vor face de pensii și salarii, nu spunea nimic de mărirea inflației, nu spunea nimic de mărirea prețurilor și iată-l că acum, de 2 ani și jumătate, eu nu știu decât un singur motiv, justiție. Justiție, justiție și iar justiție. Legile care să facem din legile penale de așa natură încât să ascundem pe cei care au putut să tragă jirul la vremea respectivă și să spună, uite cât am reușit să fur până în momentul de față. Deci, o atitudine jenantă, un om care nu mai reprezintă nimic în opinia mea, părerea mea este că ar trebui să-și dea seama și colegii dânsului care sunt la guvernare, o atitudine, așa cum spunea și președintele Ponta, o atitudine fricoasă, de lași, să te apuci să aduci oamenii în stradă ca să spui, ia uite că îl susțin, că legile justiției ar trebui să fie făcute pentru Dragnea. Parcă mi-aș dori să o văd pe doamna premier mai mult ieșind și explicându-ne ceea ce se întâmplă în economie acum, dacă poate, bineînțeles, să ne spună ce se întâmplă cu salarizarea, să ne spune ce se întâmplă cu pensiile, chiar și cu sportul, cu cultura, pentru că avem domenii de activitate unde probabil că ar trebui să facem mult mai multe discuții și să luăm mult mai multe decizii. Și mă refer aici, bineînțeles, și la sănătate și la învățământ, prioritatea priorităților la fiecare guvern care a fost până acum la putere. Nu prea să văd lucrurile astea. Atâta vreme cât 85% din bugetul actual este alocat către partea salarială și restul de 15%, câte investiții s-au mai putea face în acest an, cred că ar trebui o discuție mult mai serioasă în sensul ăsta și mult mai profundă. Dar ce să facem? Atâta vreme cât nu avem curajul să ieșim, să spunem măcar, băi frate, casa aia de la Alexandria mi-am făcut-o din salariul de președinte de Consiliu Județean, din ce am mai luat dividende de la Turis sau cum se numește firma aia care are hotelul din Turnul Măgurele, dacă voi mai avea vreo firmă și restul de la Teldrum. Dacă am curajul să o spun sau dacă într-adevăr așa e. Păi da, să ies odată să lămuresc
Că nu oricine își permite să își facă casă cu intraer după nu știu câte străzi. Și cu teren de tenis până nocturnă și așa mai departe. Lucrând la bugetari. Da? Asta am vrut să comentez un pic pentru că mi s-a părut o prestație jalnică să te mai duci să mai și spui că tu nu știi nimic. Nu există decât două variante. Ori minți că n-ai știut nimic, ori ești un foarte prost manager. Dacă tu spui că nu știi organigrama de la direcția copilului, de la, ca președinte de Consiliu Județean, mă ierte Dumnezeu, înseamnă de... Probabil că nu știi nici pe aia de la Consiliu Județean. Dar astea sunt tot suiul de artificii și frica asta, lașitatea asta. Dacă tu ai greșit, dacă tu ai făcut prostii, măcar să le recunoști și să te duci acolo unde ți-e locul. Domnul Stănișteanu, cum comentați, trecem o plan local, cum comentați revenirea doamnei prefect din Acrișul pe post după câteva luni de stat pe bară, ca să spun așa? Cum stat pe bară? A fost secretar general la Ministerul Economiei. Da. Probabil că este singura variantă a PSD-ului, pentru că oricât ar fi prefectul de politic, tot de susținere politică ai nevoie ca să fii numit într-o funcție și probabil că și-a făcut bine datoria la momentul respectiv, ascultând ordinele care i s-au dat pe plan politic. Alte comentarii? Îi urez să poate reușește să termine sediul prefectului. De războiul pe față, acum asumat între, din PSD, între primarul Barbu și președintele Consiliului Județean, Marian Mina și senatorul Bădălu, e un război pe față acum. S-au făcut acuzații și de o parte și de alta. Dacă sunt reale și din ce am înțeles eu, sunt reale, pentru că nu numai din declarațiile primarului Barbu. Am aflat aceste lucruri, ci și mai așa, mai prin culise de la alte cadre de conducere din județ. Se pare că există o condiționare de numărul de voturi care vor fi aduse de fiecare organizație în parte și să urmeze să fie repartizați banii de la buget în acest sens. Dacă se întâmplă așa ceva, mie mi se pare, în afară de faptul că este rușinos, cred eu că este și ilegal. Cred că cineva ar trebui să intervină în sensul ăsta. Pentru că nu poți să ții niște surse financiare de care pot fi alocate autorităților locale doar pentru a condiționa o sursă de voturi. Sau voturile care le aduce fiecare organizație în parte. Să fie probabil premiați cei care aduc procente mai mari. Nu știu ce se întâmplă, dar dacă este așa cum a fost declarația domnului Barbu și cum susțin și alți primari, nu e deloc în regulă faptul că să rețină anumite sume pentru a fi virate mai târziu după ce se termină europarlamentar.